5 ani din Suruceni, raionul Ialoveni, a murit după ce a fost lovit de o mașină. Tragedia s-a produs în satul Dânceni, în timp ce băiatul împreună cu fratele lui de 8 ani și un vecin de 11 ani se îndreptau spre lacul din localitate. Au vrut să traverseze strada într-un loc nepermis, iar micuțul a fost lovit în plin de un automobil. Șoferul a încercat să-l salveze, dar copilul a murit în drum spre spital. Cazul este investigat de poliție. Mama micuțului povestește că a plecat ieri la câmp și a lăsat pe cei doi copii fără supraveghere. Împreună cu un vecin, minorii au decis să meargă la lacul din Dânceni. Putea lucrez cu sapa. Și a fost cu un băiețel sus la, eu nu știu unde, că e băiețel pe mahal pe aici. A fost cu un băiețel la Iază și la Poltava, la Dânceni. Cheamă, Danu. Și un tăi mai mare a venit o fugă din deal până acasă ne-a scris. Copilul a fost lovit în plin de un automobil, la volanul căruia se afla un tânăr de 28 de ani din Suruceni. Bărbatul nu a mai așteptat ambulanța și a pornit cu victima spre spitalul din Ialoveni. Micuțul a murit însă pe drum. A venit de un copil, era luat mașina. Așa la care lupăliți l-a luat. Lupăliți un copil și l-a durit la 9 metri. A spus că a murit pe loc, după ce s-a dus mașina. Oamenii legii investigează circumstanțele în care s-a produs accidentul. Un tânăr în vârstă de 28 de ani, se plasând pe traseul principal din Suruceni-Dânceni, a tamponat un minor în vârstă de 5 ani. Minorul a fost transportat de urgență la spital cu diverse leziuni corporale, dar nu a fost salvat. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal. Dacă se va dovedi vinovăția șoferului, el riscă 7 ani de pușcărie.